Mesajul lui Dumnezeu adunării într-o seară anumită, într-o adunare duminică sau într-o adunare de genul acesta. Încep cu un salut, cu salutul nostru care este slăvit să fie Domnul. Și astfel, mesajul lor și predica pe care o spun au un început. Atât mă bucur că avem mesajul acesta, slăvit să fie Domnul. Și cu adevărat merită El să fie slăvit. Amin. Robert Ingerson, unul dintre cei mai mari atei ai Americii, s-a ridicat odată într-o seară la mulțime, ca să le predice în felul lui că nu există Dumnezeu, ca să le spună că divinitatea și Dumnezeu nu există. Și omul acesta, lui Robert Ingerson, îi plăcea să citeze foarte mult versete din Scriptură care se refereau la hula împotriva lui Dumnezeu și la pedeapsa care aducea Dumnezeu acelor care, împotriva celor care huleau numele lui Cel Sfânt. Sfântul aceea a adus un verset în fața oamenilor și a început să spună, vedeți aici spune Dumnezeu că va avea grijă de cel care îl hulește. Vreau să aduc în fața lui Dumnezeu cele mai mari blesteme și a început să-l blesteme pe Dumnezeu și a început să-l înjure. S-a dat ceasul jos și a spus, îi mai ofer 5 minute lui Dumnezeu ca să mă prăpădească. Dacă Dumnezeu există, în următoarele 5 minute are ocazia să mă prăpădească. Pentru că eu sunt un ateu și nu cred în El. S-a trecut un minut, s-au trecut două, a venit minutul al treilea și al patrulea. Și oamenii așteptau cu înfricoșare. Înfricoșați așteptau. Să vadă ce se întâmplă. Se vor deschide cerurile și va puna. Se vor deschide pământul și va fi înghițit acest Robert. Și vine minutul al cincilea și nu se întâmplă nimic. Și tăcerea dispare și Robert Ingerson exclamă, am demonstrat că nu există Dumnezeu. Dar oare așa este? Oare prin aceasta, prin nebunia lui, a demonstrat el că nu există Dumnezeu? Eu cred că nu. Și cred că Dumnezeu nu răspunde la atacurile noastre. Și noi nu putem pune lui Dumnezeu condiții. Cred că Dumnezeu este Cel care ni le așează ca să putem trăi fericit pe Dumnezeu. Și cred că condițiile pe care le impunea Robert Ingerson lui Dumnezeu nu erau reale și nu erau adevărate. Și apoi în mare om al lui Dumnezeu, după câteva zile de la evenimentul acesta, auzind despre ce se întâmpla în seara aceea, spune, a încercat Robert Ingerson în cele 5 minute ca să-l facă pe Dumnezeu, să-l trăznească. Dar el nu știa că îndurarea lui Dumnezeu și
și nu știa că îndelunga lui răbdare ține mai mult de 5 minute. Dumnezeu are grijă de fiecare și noi nu putem pune condiții lui Dumnezeu. Ce vreau să am în seara aceasta, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta. Vreau să-l intitulez și se intitulează Prietenia cu Dumnezeu. Prietenia cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu a doua persoană din Sfânta Treime. Și în capitolul 14 din Ioan, la versetul 21, spune Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, așa: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Haideți să medităm puțin la versetul acesta. Haideți să vedem ce vrea să spună Dumnezeu prin versetul acesta. Și este acolo un dacă. Asta înseamnă că prietenia cu Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu, este condiționată. La liceul pe care l-am absolvit, liceul de informatică, erau anumite structuri algebrice și era una denumită if, then, dacă, atunci. Și cred că se poate pune și aici. Dacă împlinim poruncile lui Dumnezeu, atunci putem deveni prietenii lui. Dacă împlinim legile lui Dumnezeu, și nu legile acelea dure și legile acelea care arată păcatul, legea Vechiului Testament, ci legile care le-a sălit Dumnezeu în inima noastră, de dreptate, de bunătate, de iubire. Cred că dacă le împlinim acestea, putem să devenim, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, prieteni al lui Dumnezeu. Și ce fel de prietenie este aceasta? Nu este oare o prietenie minunată? Nu este o prietenie care are ca corespondent pe Fiul lui Dumnezeu? Mă întrebam, cine este acest eu? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Cine este acest eu? Acest eu are mai multe nume și eu mi-am notat câteva și unul dintre ele este Alfa și Omega. Vrei să fii prieten cu Alfa și Omega? Vrei să fii prieten cu marele preot al desăvârșirii noastre? Cu piatra lepădată de zidar și pusă în capul unghiului? Vrei să fii prieten cu Emanuel? Vrei să fii prieten cu Logosul Creator, cu Regele Regilor și Domnul Domnilor? Ce minunat este acest prieten! O prietenie presupune să aibă doi corespondenți. Două persoane trebuie să intre într-o prietenie, cel puțin. Noi și Dumnezeu. Eu și Iisus Hristos. Tu și Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos te cheamă. Și se întinde această ofertă. Vreau să fii prietenul meu. Dar păzește poruncile mele. Nu e vorba aici doar de o amiciție. De o legătură de aceasta cu o cunoștință suspusă, care te întâlnești când și când cu ea, când vrei să rezolvi niște probleme și te poate ajuta într-un anumit fel pentru care are un statut important în... Da. Nu. Este vorba de o relație de dragoste. Și nu este vorba de o relație rece. Este vorba de a intra în legătură cu iubirea lui Dumnezeu. Cu dragostea care vrea să te cuprindă și pe tine și care vrea să mă cuprindă și pe mine. Nu este vorba doar de o amicită, ci este vorba de o legătură trainică. Și ce presupune această legătură trainică? Dacă faci un pas către Dumnezeu, el face 1000 către tine. Și vrea să fii prietenul lui. Și el își dă toate silințele. Dar noi îi le dăm pe la noastră. El vrea neapărat. Cu ardoare, ca tu să devii prietenul lui, ca eu să fiu prietenul lui. Dar mă uit în viața mea și de multe ori am refuzat oferta ta să iubi. A regelui regelui. Această prietenie se supune, în primul rând, împărtășirea secretelor. Adică, ceea ce știu eu și eu numai. Se spun și lui, și lui doar. Și secretul acesta se formează o legătură între noi. Mi-aduc aminte de când eram la liceu,
aveam un prieten, se numea Matei Daniel. Și m-am prietenit cu el din clasele mici. Suntem în același bloc, eram prieten de bloc, eram prieten de școală. Și atât de mult ne plăcea nouă să petrecem timp împreună, pentru că am găsit plăcerea unul în altul. Și în mintea noastră de 8-9 ani, ne împărtășeam micile noastre secrete. Și aceasta ne lega într-un fel în care ne făcea să fim noi doi speciali. Și restul clasei nu putea să ne atingă, pentru că pe noi ne uneau un secret. Prietenia cu Dumnezeu presupune împărtășirea secretelor. Și nu ai vrea să știi și tu, și nu am vrea să știu oare și eu, secretele nemărginitului Dumnezeu, minunile, tainele, pe care El vrea și poate să le descopere, dacă vrem și noi să le primim. Împărtășirea secretelor cu Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu. Împărtășirea secretelor duce la o legătură strânsă și te face să devii aproape una în aceeași idee cu prieteni. În Psalmul 25, cu 14, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Nu te intri în legământ ca să intri în prietenie. Și legământul acesta dă învățătură. Și deschide mintea ta și deschide mintea noastră încât să înțelegem secretele lui Dumnezeu care vrea să mi le spună nouă. Lui Iisus, cum pot să-i spun oare secretele mele? Să mă pun în genunchi și vin în fața Lui și doar în fața Lui. Și poate nici mama, și poate nici tata, și poate nici fratele meu nu știe ce am eu pe suflet și ce pot să-i spun lui Iisus. Și apoi El vine și spune secretele Lui prin Biblie, prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin împrejurările pe care le am și pe care Dumnezeu le folosește să se reveleze mie. Și astfel putem să ne împărtășim secretele noastre. Are atâtea secrete Dumnezeu să-ți spună și să-mi spună. Haideți să le primim. Și altă caracteristică a prieteniei, altceva ce presupune prietenia, este o influențare reciprocă. Și vreau să aduc tot pe Matei în fața dumneavoastră. Eu fac parte dintr-o familie creștină. Și am fost învățat în principiile lui Dumnezeu și am fost crescut în legea lui Dumnezeu. Și știam să fac binele. Poate nu-l făceam în totalitate, dar vreau să-l fac binele. Și îl învățam pe prietenul meu prin faptele mele. Eu nu înjuram. El înjura. Și pe parcurs am observat că prietenia noastră era atât de strânsă, încât l-am influențat și ne-am influențat reciproc. A început să nu mai înjure. Dar el era din lume. Familia lui nu era una credincioasă, în adevăratul sens al cuvântului. Și îmi spunea: Gabi, tu te ia 2 lei de acasă și hai să mergem la film, că este un film interesant la Flacăra, așa se numește. Doara. Și mă duceam și mă influența negativ. Prietenia presupune o influențare. Dar haideți să vedem cel care ne cheamă să fim prieteni cu El, Dumnezeu, cum ne poate influența El. Este plin de iubire, este plin de bunătate, este plin de dragoste. Este sfânt, sfânt, sfânt. Este de 3 ori sfânt. Și vrea să ne facă și pe noi la fel. Cu cât ne frecăm mai mult, cu cât ne atingem mai mult de Dumnezeu, cu atât devenim mai mult ca El. Și Dumnezeu a spus: vreau să fii ca mine, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și vreau să fii ca mine. Și Dumnezeu vine și acum și spune: vreau să fii ca mine, vreau să fii prietenul meu și vreau să mă copiez. Vreau ca la sfârșitul veacurilor, în împărăția lui Dumnezeu, să fiu tu și eu. Și împreună cu noi ceilalți care au fost ca mine. Și nimeni nu va intra dacă nu avea chipul lui Dumnezeu în împărăția Lui.
Prietenia mai presupune o întrajutorare. Un ajutor reciproc care îți dă un prieten altuia. Aveam nevoie câteodată de bani pentru o anumită problemă și nu-i găseam. Și sunt aici persoane care mi-au ajutat. Pentru un anumit timp, prietenia presupune prietenul la nevoie să-i cunoaște. Și la nevoie apăreau bani pentru un anumit scop. Sau timpul care aveam nevoie să-l petrec cu un prieten, venea și mi-l oferea. Pentru că aveam nevoie de ajutorul lui. Și asta presupune prietenia. Să te ajut unul pe altul. Și cum vrea să ne ajute Dumnezeu? Ce care-mi teamă să fim prieteni cu El? Se spune că un creștin mergea împreună cu Iisus pe nisip. Și erau două urme de pași, ale lui și ale Mântuitorului. Și apoi într-o parcelă de nisip, pe o distanță anumită, creștinul se uită înapoi și vede doar o urmă de pași. Și îl întreabă, Doamne, de ce m-ai lăsat singur acolo? De ce m-ai lăsat să fiu doar eu cu mine? O, nu, dragul meu. Atunci când aveai nevoie cea mai multă, când erai în cele mai grele necazuri, eu te-am purtat pe brațele mele. Și urmele pașilor acelora de pe nisip sunt ale mele, dragul meu. Și nu sunt ale tale. Vreau să spun că eu te-am purtat atunci. Am fost prietenul tău și te-am ajutat. Asta vrea să ne facă Dumnezeu. Și prin exemplul suprem de pe cruce, a venit și ne-a găsit în mlaștina păcatelor, bălăcindu-ne acolo. Și a văzut cât de greu ne este. Și că nu ne e bine. Și a venit să ne dea ajutorul său cel sfânt. Și pe cruce, prin jertfa sa de pe Golgota, a venit să ne facă să trăim cu adevărat. A strălucit pe cruce pentru ca să strălucim și noi. Și ți-a arătat dragostea lui Dumnezeu, pentru că prietenia presupune dragoste. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și a iubit pe Gabi, pe Ioana, pe Andreea, pe Vasile, pe Gheorghe. Asta se înseamnă lumea. Fiecare, cum spunea tatăl. Atât de mult ne-a iubit, încât și-a arătat prietenia și dragostea lui. Și a venit pe cruce să ne facă fie, ca să vină, să fim în împărăția lui. A venit ca să ne facă să trăim cu adevărat. Să lăsăm felul de șer de viețuire în care trăiam odinioară. Și să ne facă să trăim, să avem viață nouă. Pentru că înainte era doar moarte. Și din aceasta, întreb cum se obține și cum se păstrează. Vreau să fiți prietenii mei, veți fi prietenii mei, dacă veți asculta cuvintele mele, veți asculta poruncile mele, veți asculta de legea mea. Și în Deuteronom 10, capitolul 10, versetul 12 și 13, spune așa. Celălalt cere Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul și Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Lui. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi. De ce? Ca să fii fericit. Să păzesc poruncile Lui și legile pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Ce atitudine adoptăm, mai ales noi tinerii, pentru că suntem într-o adunare de tineret, când auzim de o poruncă sau de o lege? Am spune nu, asta nu este pentru mine. Asta m-ar restricționa și nu m-aș putea desfășura. Mi-ar fura libertatea. Pentru că aminte când eram mic, mama îmi spunea, Gabi, trebuie să mergi, să faci asta, asta și asta. Era o poruncă. Dar mie nu-mi plăcea. Și de multe ori fugeam. Sau nu ascultam. Pentru că credeam că restricționează libertatea. Și când încolo. De altă dată când împlineam poruncile, credeam ce bucurie este la sfârșit pentru că venea răsplata. Porunca și legea lui Dumnezeu nu restricționează, ci de libertate. Legea lui Dumnezeu arată caracterul lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu poate da oamenilor porunci pe care El nu le îndeplinește. Dumnezeu nu poate da oamenilor porunci care nu sunt conform cu voia Lui, care nu sunt conform cu chipul Lui. Dumnezeu se revelează prin poruncile Lui. Dumnezeu își arată fața sa oamenilor prin poruncile Lui. Am căutat și am văzut lucrul acesta. Citesc acum nume și Deuteronom, Pentateucul. Și îl înțeleg tot mai mult pe Dumnezeu. Și le înțeleg tot mai mult pe Dumnezeu. Și asta nu vreau să spun spre o laudă. Legea lui Dumnezeu nu restricționează, ci a dă libertate. Și vrea să-ți dea viață din belșug. Vrea să ne dea viață fiecăruia. Să trăim la maxim. În libertatea deplină, în libertatea sfântă, pe care ne arată Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeul cel nemărginit. Nu poate să te mărginească. El vrea să te elibereze. El vrea să mă elibereze. Și Dumnezeu vine și spune, într-o ilustrație, lasă-mă să-ți ofer o expresie a dragostei desăvârșite. Lasă-mă să-ți arăt cât de mari și cât de binecuvântate sunt culmile dragostei. Te rog, dă-mi voie să-ți ofer un soț sau o soție cu care să te bucuri întreaga viața ta. Ea sau el va scoate din tine, va valorifica toate normele tale pozitive. Ea sau el va valorifica tot ce ai în tine mai bun și va scoate la iveală tot ce ai în tine mai frumos. Asta vine și spune Dumnezeu. Vine și spune, vei avea o familie fericită și generațiile următoare vor sta pe genunchii tăi și vor spune, tăticule, te iubesc. Sau vor spune, mămico, ești cea mai frumoasă. Ce fericire, ce bucurie. Haideți să ne gândim la tabloul acesta. Vine Dumnezeu și spune, vreau să-ți arăt o expresie a dragostei. Dar apoi, în legea nouă, sub har, în Matei, capitolul 5, versetul 27, vine și spune, să nu prea curvești. Și asta este o lege, nu? Este o poruncă, să nu prea curvești. Ce face? Vine să te restricționeze? Vine să spună bariere câmpului tău vizual? Vine să te facă să nu mai ai libertate? Nu. El vrea să-ți dea libertatea de a trăi. Libertatea de a trăi dragoste adevărată. Și să presupunem că omul, cel cătos cum este, nu ascultă. Și prea curvește. Ce se întâmplă? Vin apoi sentimentele de vinovăție, de amărăciune. Se instalează ruptura între soț și soție. Și copiii își dau seama că ceva se întâmplă. Dumnezeu a venit și a spus, vreau să-ți arăt pe expresia dragostei. Și tu ai prea curvit. Ai văzut că te restricționează și a vrut să ai libertate. Nu. Dumnezeu a vrut să-ți dea libertatea de a trăi dragostea adevărată. Și capricele care vin în urma acestea pot afecta definitiv și pot afecta veșnic dimensiunile viitoare ale iubirii pe care le puteam trăi, pe care le puteai trăi împreună cu soția sau soțul tău. Nu, legea lui Dumnezeu vine ca să arate caracterul lui și noi tinerii suntem îndrumați să o acceptăm și să o împlinim. Și legea lui Dumnezeu vine să te elibereze și să-ți dea aripi ca să zbori spre cer. Legea lui Dumnezeu este o forță eliberatoare și nu este o forță restrictivă. Cum se poate obține și păstra prietenia? Intrând în legea lui Dumnezeu. Făcând ce spune El. Ca să ne eliberăm. Și un ultim punct este cum va fi oare dezvoltarea prieteniei? Prietenia va fi trecută prin încercări. Prietenia cu Hristos va fi trecută prin încercări. Ca să ne testeze. Ca să ne vadă cât de mult îl iubim. Și mă uit la două personalități ale Vechiului Testament. La Avram și la Moise. La Iacob, capitolul 2, cu versetul 23, spune Apostolul, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu
și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vreau să mai aduc pe Moise în fața noastră și la Exod, capitolul 33, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Capitolul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față. Cum vorbește un om cu prietenul lui? Avram și Moise erau considerați prietenii lui Dumnezeu. Și lui Avram a venit Dumnezeu și a spus, dă-mi-l pe Iacob. Îl vreau pe Iacob. Pe Iacob. Pe Isaac. Și cum a reacționat Avram? Doamne, ia-l. Este al tău. De la tine a venit și ție ți-l dau. Și prietenia lui Avram cu Dumnezeu a fost încercată. Și Avram a trecut biruitor de mine. Și Moise, în deșert, când poporul se răzvrătea, a venit și a fost încercat într-un mod diferit. Prietenia lui Moise cu Dumnezeu a fost încercată și ea. Și Moise a venit și a spus, Doamne, știu că mă testez acum. Vreau să-ți arăt credința mea. Și șterge numele meu din cartea vieții. Dar nu distruge poporul. Nu risipi poporul. Șterge numele meu. Prietenia lui Moise și prietenia lui Avram a fost trecută prin încercări. Și dacă prietenia lor a fost trecută prin încercări, cu atât mai mult are prietenia noastră cu Dumnezeu, nu va fi trecută și ea prin încercări. Ba da, cu adevărat va fi trecută și ea prin încercări. Și va fi trecută ca să ne curățească și ca să ne treacă prin foc, ca aur, ca să ne dăm seama că depinde tot mai mult de prietenul nostru. Vreau să închei cu întrebarea. Haideți să ne vedem în contextul versetului acestuia. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Avem noi o prietenie adevărată cu Dumnezeu, cu Fiul Lui care ne cheamă? Avem noi o prietenie reală cu Dumnezeu? Haideți să ne testăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să ajungem la statura plinătății lui Hristos, prietenul nostru. Și să ne desăvârșim și să lăsăm să ne desăvârșească. Pe zi ce trece mai mult, ca să ne putem asemăna cu chipul lui Dumnezeu. Vreau să dau slavă lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Pentru fetele dumneavoastră care stați în fața mea și care ne-a fost dat harul ca să vă întâlnești acum și să ne întâlnim ca să ne bucurăm și să ne veselim împreună. De slava și laudă lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de Hristos, Fiul nostru, și lui Duhul Sfânt, în puternicul.